Așa. Uite, veni cu ceaiul, așa cald și bun. Așa. E să-mi aduci un coniac. Ce faci, coniac? Doamne, e un Buda. E un păcat îngrozitor. Coniac, ignorantul. De la bun? Cel mai bun. Uite cum vibrează. Nu! Nu! Fără rădăcinoase. În budism nu e voie așa ceva. Morcovi, păstrnac de-alea. Dar ce ai? Dragă, în budism numai ceai de plante și fructe în stare naturală. Dar rahat ai voie să mănânci? Cu apă rece, multă apă rece, apa purifică. Ce mai face Dodo? Dragă, tu nu înțelegi că păcatul a rămas undeva în urmă. Acum sunt plină de castitate. Eu cred că ție ți-a scăzut libidoul de la ceaiurile alea. Nu înțelegi nimic. În jurul meu am ridicat o fortăreață. Sunt în mijlocul unei cetăți. Am închis toate ușile, toate ferestrele. Doamne, ferește! Șapere! Ce mai chinui? Ține, fie-o coace! Ține! Nu știu că sunt bun? Ești foarte tare, Petrișoare. Eu mă duc să iau șapele, să nu iasă cu coanele pe geamă. Măi, hai mă că ne uităm mai legal la televizor. Șarpe! Ce-a vrut să-și cu coana mare? Ei, ne-a făcut plus neascultător pe mine și pe soră mea. Da, bine. Șarpe iarna! Coana mare! Pleacă cu el de aici! Asta-i jucăria lui ăla micu. Iartă-mă, Buda! Dar ce bun e! Ce bun e! E ca ursul, hibernează. Buda,